Feedback în patru pași. Resurse educaționale pentru clasa 5-a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Pentru a-ți aminti ce este un feedback, care este importanța lui și aspecte importante de care trebuie să ții cont atunci când îl oferi, te invit să urmărești resursele educaționale Puterea feedbackului, cum transmit un feedback și cum oferi un feedback pozitiv. Îți amintesc că feedback-ul pozitiv poate fi un răspuns obiectiv, care reflectă realitatea și sincer din partea ta, sau o sugestie pe care o poți transmite într-un mod politicos celuilalt, în urma unei situații sau a unui comportament manifestat, fie că este vorba despre un comportament deapreciat sau despre o situație neplăcută. Astfel fiind oferit. El poate determina menținerea sau îmbunătățirea unui comportament sau a relațiilor cu ceilalți. Gândește-te la ultimul feedback pe care l-ai primit. Cum te-ai simțit? Te-a ajutat? Ți-a fost de folos? Sau ai fi vrut să fie diferit? Analizează următoarea situație. În urmă cu o lună, Alex i-a împrumutat colegei sale, Maria, dicționarul de sinonime. Aceasta a uitat să îl înapoieze, iar Alex are nevoie azi de dicționar. Ținând seama de toate acestea, ce feedback ar putea să-i acorde Alex Mariei? Ce îi recomanzi lui Alex? Cum consider că ar fi bine să reacționeze? Dar, Mariei, ce sugestii i-ai oferi? Pentru a-ți fi mai ușor să răspunzi întrebărilor, Astăzi vei învăța cum poți oferi un feedback utilizând tehnica celor patru pași. Primul pas, pregătirea. Atunci când cer celuilalt permisiunea de a-i spune părerea ta. Îmi dai voie sau pot să-ți spun părerea mea? Ceea ce cred eu, ceea ce simt sau la ce mă gândesc eu. Alex i-ar putea spune colegei sale: Maria, pot să-ți spun la ce mă gândesc? Al doilea pas, descrierea comportamentului. Când prezint celuilalt comportamentul pe care l-a avut, ceea ce ai observat, ai remarcat sau ai văzut la un moment dat. Alex poate spune, Maria, azi căutând dicționarul, am constatat că ai uitat să mi în înapoiezi. Următorul pas, descrierea consecințelor comportamentului. Acesta se referă la rezultatul determinat de comportamentul celuilalt. În situația dată, comportamentul se referă la faptul că Maria nu i-a înapoiat dicționarul lui Alex. Neavând dicționarul, nu am reușit să-mi finalizez ultimul exercițiu de la temă, poate să-i spună Alex. Tu te-ai fi descurcat fără dicționar. Ultimul pas în acordarea feedback-ului poate fi identificarea soluțiilor, alternativelor și concluziei. În acest moment se pot folosi întrebări precum Ce crezi că poți face? Ar putea să te ajute cineva? Alex ar putea să-i adreseze Mariei întrebarea Cum ai putea face să înapoiezi la timp lucrurile împrumutate? El îi poate sugera colegei să își noteze într-un loc vizibil data până la care a stabilit că va înapoia obiectul sau ar putea seta o alarmă pe telefon? Ținând cont de această tehnică, ce feedback ai formula pentru următoarea situație? Părinții lui Raul sunt plecați la muncă în străinătate. El s-a izolat de colegii săi. Eu am notat câteva răspunsuri. Le poți analiza. Apoi, să oferi și tu un feedback folosind această tehnică pentru o altă situație. Poți alege una dintre situațiile date ca exemplu, sau o altă situație la care te gândești tu. La final, prezintă colegilor situația aleasă și feedback-ul formulat, ținând cont de tehnica celor patru pași. Exersează zilnic acordarea feedback-ului pozitiv în relațiile cu cei din jurul tău. Membrii familiei, colegi, profesori, vecini sau alte persoane cu care comunici.